De ziua păcălelor, ori ești pus pe farse, ori ajungi să fii cel păcălit. Se spune că farsele trebuie făcute până la amiază, altfel vei avea ghinion tot anul. Constanțenii cred și ei în ziua de 1 aprilie, astfel că unii au fost păcăliți deja, în timp ce alții se gândesc ce farse credibile să le facă celor apropiați. Știți că astăzi este 1 aprilie, ați apucat să faceți o farsă sau vi s-a făcut o... Nu am apucat, m-a sunat soția, eu sunt venit în țară și mi-a făcut o farsă, chiar m-a speriat, după aceea mi-a recunoscut. Ce anume? O farsă că uite, e ușa deschisă și că nu mai e cheia în ușă și a ușa trebuie deschisă. Da, după aceea mi-a recunoscut și m-a liniștit. Da. Și veți plăti cu aceeași monedă? Am zis, poate o ala să uite și mai pe seară poate reușește să facă o farsă. Au încercat să mă păcălească, dar n-au reușit. Bineînțeles că n-au reușit. Cu ce au încercat să te păcălească? Au încercat să mă păcălească zicând că mă sună profesorul meu de mate, dar era un coleg la telefon. Azi nu m-a păcălit soția și am făcut niște cheltuieli la Ila Mari. Ceva a păcălit? Cu câteva milioane bune. Cea mai bună farsă mi-a tras soția azi. A, mergi doar să ne uităm și aici și pe aia și pe aia. Am tăcut în gură. Așa e normal în România. V-ați luat vreo păcăleală sau? Dată nu. Și sper să continui așa. V-ați gândit la o păcăleală pentru cineva? Am tot timpul. E abia ora 11. În România, obiceiul păcălelilor de 1 aprilie este împrumutat din vestul Europei și s-a statornicit încă din secolul al XIX-lea. Tradiția spune că păcălelile trebuie să fie făcute până la ora prânzului. După ora 12 se spune că farsa aduce ghinion celui care păcălește. De asemenea, căsătoria nu este recomandată de 1 aprilie. Se spune că bărbatul care se însoară în această zi va fi sub papuc toată viața. Se crede că originea acestei zile a farselor are strânsă legătură cu trecerea de la calendarul iulian la cel gregorian. În vechiul calendar, ziua anului nou era sărbătorită pe data de 1 aprilie, în loc de 1 ianuarie. Odată cu trecerea la calendarul gregorian în 1582, în timpul lui Carol al IX-lea, oamenii au avut inițial probleme de a se obișnui cu sărbătorirea noului an la 1 ianuarie. Cei care sărbătoreau anul nou la 1 aprilie au fost numiți nebuni de aprilie.